Aproape 20 de afaceriști din județul Buzău au fost astăzi față în față cu ministrul economiei Mihai Tudose. Majoritatea oamenilor de afaceri s-au declarat nemulțumiți de taxele și impozitele aplicate în România. Ei reclamă în special taxa pe construcții speciale, numită și taxa pe stâlp, care a avut un impact dezastros în plan economic și a generat alte scumpiri. Îmi pare foarte rău și vă rog să transmite domnului prim-ministru că ne atacă nejustificat. N-am intrat în insolvență de plăcere. Nu suntem paria societății, ăștia că trebuie să fim împușcați, dacă n-am fost împușcați, să fim împușcați astăzi. Vă spuneam și la firmă un exemplu absolut incredibil pentru mine. Probabil mai mulți ani am fost la vreo 300 de milioane de euro cifre de afaceri la un moment dat, probabil că eram cu toate firmele cel mai mare contribuabil la stat din județul Buzău. Suntem tratați de toate organele statului, să vă spun sincer, mă, dar până când mai stați? Până când nu v-ați închis? Și am răspunderea și spun, domnule, ați stat timp cât e să fum pe hoarnă, ca la țară, înseamnă că e cineva în casă. Vorbesc din domeniul de activitate, unde se introduc foarte multe piese contrafăcute. Piese de mare securitate, care, pentru care organele statului sunt foarte pasive. De ce plătim gigacalorie și megavatul? Calculăm puterea calorifică maximă. De ce plătim acești 30 de kW în plus pe tonadă produs, pe tonadă în plus, care nu îi primim? Că nu am voie nici măcar să mă duc la niciun laborator conform ANRE să-mi calculez cât e puterea calorifică. Ministrul Economiei Mihai Tudose s-a arătat mulțumit de faptul că după 1989 la Buzău s-a păstrat platforma industrială. El a declarat că va ține cont de sesizările afaceriștilor buzoeni și a promis că în acest an nu vor mai apărea alte taxe. Din punct de vedere statal, din punct de vedere economiei în stat, e că a se proteja o multinațională, se protejează ea singur. Da? Eu trebuie să-i asigur sustenabilitatea economică și fiscală. Să știe pe ce se bazează. Iar la ce înseamnă segment de stat, unde statul este proprietar, începând cu partea de listare și de transparentizare totală și terminând cu partea de management pe 109, cu un management coerent, adică să joace pe tratament egal într-o viață normală. Mihai Tudose este originar din Brăila și este ministrul economiei de la finele anului trecut. Buzăul este primul județ vizitat în teritoriu după instalarea sa în funcție.